mi-ați venit la camelie. Să pun un de urzică. Urzică cu miere de albine. Aici avem și urzică înflorită. Tăiem urzica care este înflorită. Ia uitați, foarte, foarte bună pentru ulei, uleiul de corp și pentru săpun. Așa, ca să facem săpunul de urzică, o să avem nevoie de 40 de grame de urzici și de 100 de grame de apă, care o punem acum pe foc să o încălzim. Am fiert apa și acum o să punem urzicile noastre, așa, în apă. Și o să le mai fierbem. Așa. Câteva minute. Și cu acest ceai de urzică o să facem săpunul. O să folosim la săpun. Punem pe foc. S-a făcut ceaiul nostru de urzică. Acum eu am să-l pun într-un vas. Așa. Și am să-l închid cu folie. Și vom lăsa totul la până mâine, până a doua zi, când o să facem săpunul. Așa. Eu sunt Camelia și astăzi o să facem săpunul de urzică și avem nevoie de aceste vase de plastic. Ia uitați unde să lucrăm. O linguri de lemn, mănuși, ochelari, acest mixer vertical și o cântar. Eu cântăresc totul în grame. Aici o să punem, o să avem nevoie de ulei de măsline și de ulei de urzică. L-am făcut împreună cu voi zilele trecute. Ia uitați, aici am urzica. Eu pun cu tot cu pulpă, cu tot cu frunze, cu tot uleiul. Vezi, ulei de urzică. Aici am în 400 de apă, am pus urzica și am fiert-o. Am fiert-o o zi înainte. Așa, ieri. Și o să facem cu această zeamă. O să mai avem nevoie de ulei de măsline, de o lingură de miere. O să o cântărim, o să vedem, cam 50 de grame, 40-50 o să punem. Sodă, o să avem nevoie de sodă caustică. Așa. De ulei de măsline, că l-am aici în sticlă. O să-l punem imediat și o să cântărim totul. Câteva picături de ulei de cocos. Așa. Și o să avem nevoie de ulei. Uleiul o să fie 500 de grame. Eu am să pun mai întâi uleiul de urzică și o să-l cântăresc. De urzică, ia uitați-l, care l-am făcut zilele trecute. Și am să pun și frunzele, am să pun tot. Așa. Și cântărim. O să punem 60 tot de ulei aici. Și o să completăm cu uleiul de măsline. Acesta este uleiul de urzică făcut la cald. L-am făcut zilele trecute. Vedeți? În borcanel. În aceste borcanele. Dacă ați văzut video. Așa. Aici avem 62. Și o să completăm până la 500 cu ulei de măsline. Așa. Eu mi-am pus și ochelari. Să aveți grijă când amestecați apa cu soda caustică.
că se ridică temperatura foarte tare. Așa. Am pus 300, mai punem încă 200. Am să ridic camera puțin mai sus imediat. Deci în total avem 460. Aici am cântărit 500 de ulei. Uleiul de urzică, făcut zilele trecute la cald, că se face mai repede, și am completat până la 500 cu uleiul de măsline. Dau deoparte. Și acum o să cântărim. Avem nevoie de 150 de apă. Eu, în loc de apă, am să pun această zeamă de la urzică, unde am fiert o zică, și o să punem 150. Așa. Am cântărit și apa noastră, zeama de urzică, 150. Mai avem nevoie de sodă caustică. Și acum o să fim foarte atenți. Soda caustică, 65 de grame. Și să punem în și masca. Aveți grijă când umblați cu soda. Și o să punem încet, încet. I-am să-mi pun și mânușile. Vedeți, eu am mânușe aici, mi le pun. Când se lucrează cu soda caustică, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Așa, ne punem mânușile. Acum și să pun unul de lămâie, după aceea îl scoat din formă să vi-l arăt. Așa, desfacem soda. Apăsăm așa bine pe... Și punem 65, să-mi pun și masca. Așa, are un miros foarte puternic soda. Aveți grijă. Așa. Am scos. Și acum punem 65. Încet. Că 2-3, 65. Punem capacul și o dăm deoparte. Am cântărit și soda, 65. Avem zeama noastră de urzici, uleiul. O să mai avem nevoie și de ulei de cocos, câteva picături. Și o să punem și o lingură de miere de albine. Aici am urzica cu soda și cu mierea. Așa. Și o să punem urzica noastră peste soda și amestecăm. Punem una peste cealaltă și amestecăm. Nu se topește. Așa. Vedeți că și-a schimbat culoarea și începe să se înfierbânte. Așa. O să punem lingura așa aici alături. Aici avem uleiul nostru. Și mierea și cu uleiul de cocos le punem la urmă. Așa. Mai amestecăm. Și apoi cu acest mixer vertical
O să mixăm totul. Astăzi nu am mai încălzit uleiul, se poate face și cu el rece, dar îl puteți încălzi. Având în vedere că soda este foarte fierbinte, în momentul când se amestecă cu uleiul, scade temperatura și este numai bună de mixat. Așa, amestecăm. Ia uitați cum s-a schimbat la culoare. Așa este aproape gata. Așa. Să pun aici. Acum o să punem soda peste ulei. Și o să amestecăm cu acest mixer. Acum am să adaug și o lingură de miere. O să punem așa o lingură de miere. Așa. Uitați. Și o adăugăm așa în interior. Să aveți mare, mare grijă cum lucrați cu soda și cu... O să pun cu ochelari, cu mănuși. Și am să pun și câteva picături de ulei de cocos. Așa. Și amestecăm în continuare. O să-mi pun aici de desubt, să nu fac așa mare zgomot. Am să-l dau puțin deoparte și cât se mai răcește puțin, am să vă arăt săpunul făcut cu miere. Așa, să dau așa, să nu curgă. Așa. Așa, am să dau așa puțin deoparte. Am să pun aici săpunul cu miere. Este făcut tot la fel, cu miere și cu lămâie, doar că nu are ulei de cocos. Ia uitați, eu l-am pus în acest vas de copt, într-o tavă, într-o tavă mai veche. Și am pus care se învelesc pachetele fragile. Așa, ia să-l scot din formă. Așa. Trebuie să se usuce bine. Acesta este cu lămâie și cu miere. Așa. Să mai amestecăm puțin. O să mai fac încă puțin zgomot. Vedeți că s-a îngroșat? Încă puțin și ajungem la punctul care trebuie să îl punem în,
în formă. Așa. Este gata. Este așa ca un iaurt gros. Am să dau deoparte. Și acum am să-l pun în aceste forme. Am să vi le arăt imediat. Forme de, ia uitați, de silicon. Inimioare sau steluțe. Ce aveți? Ce aveți care nu le mai folosiți la prăjituri. Așa. Și să pun aici mai întâi în inimioare. Să dau parte. Și să le umplem. Acum facem brioșele. Așa. Vedem, să punem așa, se vede. Așa, și o să punem. O să le umplem. Hop. Așa. Să punem și în aceste forme. Așa, și o să batem așa puțin cât reușim să batem. Așa. Vedem aici una, două forme de așa. Cât ne încape. În trei forme. O să le umplem așa bine. Și o să batem așa. Ia uitați. Așa. Acesta este săpunul. Săpunul cu urzică și cu miere de albine. Mâine o să-l scoatem din forme și apoi îl punem la uscat. Săpunelul. Aici avem săpunul. Săpunul de ursică. O să-l scoatem din formă. Pentru că nu l-am scos, l-am lăsat să se întărească bine, bine, bine. Puteți folosi pentru piele, pentru păr, o puteți fala și pe păr. Așa. Și acum să scoatem acestea. Uitați-l. Săpunelul. Ce forme frumoase. Am pus tot uleiul făcut de ursică, este făcut la cald. Am umplut tot la fel borcanelul, l-am umplut cu ursică proaspătă și înflorită am pus. Și am făcut săpunul și am pus și ursica cu tot cu ulei. Acum îl lăsăm să se usuce. Durează cam 40 de zile, 40-50, cam o lună și jumătate, cam așa durează să se usuce bine, bine, bine.
Rețeta o găsiți pe canalul de YouTube și aici pe pagina La Săpunul de Urzică. Vă doresc multă, multă sănătate. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături și că mă urmăriți. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag, așa, pe toți, pe toți, pe toți. Vă pup. Vă pup dulce. O zi frumoasă. La revedere. Multă, multă sănătate. Și ne vedem. Vă pup. Și vă mulțumesc din suflet tuturor că sunteți alături și mă urmăriți. La revedere.